Gata! 2020 e deja istorie. Am început anul 2021, cel mai bun an de până acum din istoria omenirii. Ce nu e? Nu e cel mai bun? Ba e. Nu e? Aveți de-a face cu cel mai optimist om pe care îl cunoașteți. Așa că dacă există o premisă să facem din acest 2021 să fie cel mai bun an, atunci o vom găsi. Iată ce am găsit eu din perspectiva investițiilor. Mențineți o pernă financiară. Nu există lucru mai important pe lumea asta decât să ai un somn liniștit. O pernă financiară, de asta îi spune și pernă, este binevenită, adică niște rezerve care să-ți acopere eventuale perioade de cash flow negativ, adică acele perioade în care cheltuiești mai mult decât încasezi. Sunt recomandate atât pentru tine personal, cât și pentru companii, dacă ești la cârma uneia. Poate fi orice formă de activ foarte lichid, adică pe care îl poți converti rapid în cash, de exemplu, depozitele bancare. Eu personal mențin în rezerve echivalentul a 6 luni de cheltuieli personale și țintesc să ajung și în companie la cifra de 6 luni de cheltuieli operaționale acoperite. 2. Țintește randamente cel puțin peste rata inflației. Un bun prieten și partener al nostru, Gică Popescu, are o vorbă simplă și ușor de reținut. Nimeni nu a murit de câștig puțin. Acest câștig puțin înseamnă orice peste rata inflației. De ce? Pentru că dacă e sub, înseamnă de fapt că vei pierde bani pentru că poți cumpăra mai puține lucruri cu respectivele sume. Dacă proiectăm o rată a inflației în jurul a 3% în anul care vine, trebuie ca randamentul compus al investițiilor tale cel puțin să bată această cifră ca să te afli în câștig. Asta înseamnă să nu ții toți banii doar cash sau doar în depozite bancare, pentru că vei fi sub și vei pierde. O variantă bună de investiție sunt imobiliarele. Scrie-mi în comentarii dacă te interesează. 3. Gândește pe termen lung. Orice investiție faci, fă-o țintind un orizont mai larg decât următoarele zile. Altfel nu se mai numește investiție, ci speculă sau echivalentul ei de pe bursă, trading. Gândind pe termen lung, vei putea astfel să-ți depășești și frica generată de contextul actual al pandemiei. Suntem cu toții de acord că într-un final o să scăpăm de ea, nu-i așa? Doamne, ajută! 4. Uită-te și după oportunități asimetrice. Observați că am spus și după oportunități asimetrice. Adică să nu le țintești doar pe acestea, pentru că implică niște riscuri. Oportunitățile asimetrice sunt acelea în care riscul pierderii este mult mai mic decât recompensa câștigului, de aici ideea de asimetric. În imobiliare, asta s-ar traduce prin a cumpăra în zone cu potențial de creștere explozivă. Acestea ar fi zonele cu potențial de creștere economică importantă sau zonele cu proiecte de infrastructură potențiale sau un lucru de anvergură, cum ar fi, de exemplu, metrou, tren, aeroport. Cam atât! Suficient cât să începem cu bine anul. Haideți să recapitulăm. 1. Mențineți o pernă financiară. 2. Țintește randamente cel puțin peste rata inflației. 3. Gândește pe termen lung. Și 4. Uită-te și după oportunități asimetrice. Apelează-mă cu încredere dacă vrei să investești în imobiliare. Scrie-mi direct în comentarii sau în descripționul acestui video găsești toate platformele pe care sunt prezent și pe care îmi poți scrie direct, mai jos, în descriere. Până data viitoare, vă urez cele mai bune investiții. Toate bune! Ciao!